m-au suit legată pe un scaun. De pe scaun pe masă. De pe masă pe alt scaun. Mi-a zvârlit basmaua din cap. Spune! Purtam coada cu fundă. Mi-au aruncat fota și am rămas în ie. Mi-a legat coada sub cârligul de lampă din tavan. Coada era groasă. Eram și eu altfel, la 38 de ani. Cârnul mi-a tras scaunul, celălalt mi-a tras și masa. Coada mi-a rămas în cârlig și eu am căzut la pământ. Așa mi-au smuls părul. Am făcut tratament și nu mi-a mai crescut. Dar tot nu i-am vândut pe ai mei. Destăinuirea cutremurătoare a fost făcută în emisiunea a Luciei Hosulongin, Memorialul Durerii, și îi aparține Elisabetei Rizea, unul dintre eroii anticomuniști. Timp de mai mulți ani, Elisabeta Rizea a sprijinit grupul Haiducii Mușcelului, organizat de doi ofițeri români, Arsenescu și Arnăuțoiu, în munții Făgăraș. Împotriva acestui grup format din câțiva militari și țărani din împrejurimi, Securitatea a luptat peste 10 ani. A fost gruparea care a luptat cu arma în mână cel mai mult în Europa împotriva comunismului. Greu de crezut, dar până în 1960, Haiducii Mușcelului au hăituit permanent regimul. Înnebuniți de eșecul după eșec pe care le înregistrau, securiștii s-au comportat odios cu țăranii din satele de la poalele Făgărașilor, în speranța că aceștia îi vor trăda pe luptătorii din munți. Una dintre victime, Elisabeta Rizea din Nucșoara, o femeie puternică, o țărancă temerară. Însuși soțul ei se alăturase luptei pe care o duceau Haiducii Mușcelului. A fost arestată de mai multe ori. Prima dată a stat în închisoare 6 ani pentru ajutorul pe care l-ar fi dat partizanilor din munți. A revenit în satul ei și a continuat să-i ajute. În momentul în care gruparea Arnăuțoiu-Arsenescu a fost lichidată, Elisabeta Rizea a fost din nou încarcerată. A fost condamnată la 25 de ani de închisoare, însă a ieșit din penitenciar în 1964, fiind grațiată. Timp de 13 ani a schimbat 5 penitenciare și a îndurat bătăi cumplite. Securiștii i-au strivit genunchii, iar până la finalul vieții mai mult s-a târât decât a mers. Însă niciodată nu a recunoscut că i-ar fi ajutat pe partizani. Chiar și după 1989 avea rețineri în a spune adevărul, dacă se schimba regimul. Venirea regelui Mihai în vizită la Nucșoara în 2001 a convins-o că nimic nu se mai poate schimba. Îl cunoștea de mult, regele mergând în copilărie la Nucșoara. Până oi muri îl iubesc ca pe ochii din cap. Doresc să fie regele României, să fie mereu în țară. Aceasta a fost printre ultimele dorințe ale eroinei anticomuniste. Elisabeta Rizea a murit în 2003, la 91 de ani.